Bună seara și bun găsit la știri! O mamă și copilul ei, care traversau pe o trecere de pietoni în comuna Țibana, au fost loviți de o mașină. La fața locului a intervenit elicopterul smurt pentru ca bebelușul de 11 luni să fie dus cât mai repede la Spitalul de Pediatrie Sfânta Maria din Iași pentru a primi îngrijiri medicale. Băiețelul s-a ales cu o lovitură în zona abdomenului și se află în afara oricărui pericol. Mama copilului a ajuns cu multiple contuzii toraco-abdominale la Spitalul Sfântul Spiridon. Poliția a deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Șoferul le-a declarat oamenilor legii că nu a mai avut timp să frâneze, circulând cu o viteză de peste 60 de km la oră în localitate.